Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție de Sport Arena la zi. Astăzi eu și colegii mei Ionel Luțan și Ionuț Florea, la poveste de campion, stăm de vorbă cu selecționerul echipei naționale U21, domnul Emil Săndoi. Bine ați venit pe la noi, domnule Săndoi! Bine v-am găsit și pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Dragi colegi, astăzi avem foarte multe povești de aflat de la domnul Săndoi. Sper că v-ați pus întrebările acolo bine, pentru că avem un timp, zic eu, prea scurt pentru a le afla pe toate. Pentru un asemenea om atât de important în fotbalul românesc și evident că nu-l flatăm deloc pe Emil Săndoi, un nume pe care îl știe toată lumea. Implicată sau nu fotbalistic, cine n-a auzit în România, ba și peste mări și țări, de Emil Săndoi? Așa este. Domnule Săndoi, vreau să pornim povestea de astăzi cu începuturile pasiunii dumneavoastră pentru fotbal. Cum v-a venit această pasiune? De unde? Când erați mic? Care e povestea începuturilor? Da, ca să fiu sincer, cred că mi-a plăcut sportul în general când eram mic și de fiecare dată, chiar dacă părinții mă mai țineau în casă să-mi fac lecțiile, de fiecare dată când prindeam posibilitatea să ies afară cu vecinii, cu prietenii, de fiecare dată atunci când scăpam, întârziam. Niciodată nu mă întorceam la timp și probabil că mă prindea seara jucând fotbal sau basket sau ce mai jucam noi, tenis cu piciorul, tenis de masă cu colegii mei, cu prietenii mei. Deci am o pasiune pentru sport în general. De fapt, domnule Săndoi, la Craiova e o religie sportiv vorbind. Indiferent de disciplină, că e fotbal, că e handbal, că e volei, cred că fiecare copil sau mare parte dintre ei când se nasc se gândesc la sport. Da, așa este. Dar cred că și în celelalte regiuni, în perioada respectivă, cred că lumea era mai îndrăgostită de sport decât este în momentul de față. Pentru că atunci nu prea aveam alte preocupări, nu aveam posibilitatea, nu eram foarte bine informați, nu aveam nici mijloacele de informare, deci nu prea aveam cu ce să ne ocupăm timpul. Și asta ne transforma poate pe toți în sportivi. Nu neapărat de performanță, dar de întreținere, să zicem. Dumneavoastră fiind născut în Craiova, era clar că universitatea va fi prima opțiune, dar cine v-a dus practic la club? Cum a fost primul contact cu clubul care avea să devină pentru dumneavoastră cel mai important din carieră? Mi-aduc aminte, prima dată am fost la copii și juniori, la domn profesor Scăieșteanu din Craiova, dar fiind la un liceu în Craiova, la liceul Frații Buzești, unde am făcut și școala generală, urmau treptele, și am întrerupt o perioadă pentru că părinții au ținut neapărat să dau prima treaptă, a doua treaptă la un liceu de matematică fizică. E adevărat, și mie mi-a plăcut foarte mult matematica, fizica, științele exacte mi-au plăcut foarte mult. Iar am întrerupt o perioadă, ca să fiu sincer, mama, Dumnezeu să o odihnească, nu m-a mai lăsat în perioada respectivă. Și cred că după aceea, cred că pe la vreo 15 sau 16 ani m-am dus fără să știe părinții mei. Am văzut în ziar că era o selecție la clubul Universitatea, la fotbal. Mi-am luat Adidas și sau ghetele fără să știe părinții. Am fost la o selecție, cred că eram 200 de copii. Antrenorul care făcea selecția, Victor Niculescu, cel care a jucat la Universitatea Craiova, fundaj lateral, și cred că se jucau două reprize a 10 minute sau a 12 minute ca să poată să-i vadă la lucru pe toți copiii care veniseră și mi-aduc aminte că după prima repriză m-a scos. Chiar am fost indignat pentru că aș fi vrut să mai joc în continuare, dar m-a scos pentru că din toți cei 200 de copii care eram acolo au oprit decât 2, printre care eram și eu. Iar după aceea am avut posibilitatea, poate și șansa, să progresez foarte rapid, tot așa fără să știe părinții mei că mă duceam în fiecare zi la antrenament. Asta s-a întâmplat, cred, câteva luni bune. Mi-aduc aminte, echipa de juniori republican n-a avut rezultate bune și atunci pe noi, cei care eram mai mici în vârstă decât ei, o categorie mai jos cum ar veni, ne-au trecut la juniori republicani. Am jucat câteva meciuri la juniori republicani. Între timp,
a jucat echipa națională, de la echipa de tineret, fiind foarte mulți jucători convocați la prima reprezentativă, la Naționala României, de la echipa de tineret, cred că au trecut vreo 10 jucători care s-au pregătit cu echipa mare a universității, și pe noi de la juniori republicani, ne-au vreo 10 jucători, ne-au chemat la echipa de tineret. Și, bineînțeles că fiind o întrerupere mai mare, am făcut și un joc amical. De asta, foarte scurt o să vă spun, pentru că am progresat în câteva luni de zile foarte, foarte mult. Cred că nici eu nu mă așteptam să am progresul pe care l-am avut în perioada respectivă. Și făcând un joc amical, m-au introdus și pe mine la echipa de tineret pe finalul jocului, pentru că eu nu aveam nicio partidă jucată la tineret. La echipa mare a universității la vremea respectivă era Ion Oblemenco și Constantin Oțet, erau antrenori. Cred că am făcut o partidă foarte bună, jucam atacant în vremea respectivă. De fapt nu o partidă, 15-20 de minute pe final. Asta se întâmpla în toamnă, iar după meciul respectiv, cei doi antrenori ai universității mi-au spus că mă vor lua cu echipa mare în cantonamentul de pregătire de la Bușteni. Asta trebuia să se întâmple peste vreo 2 luni și exact așa s-a întâmplat. Chiar dacă eu n-am mai făcut nici măcar un antrenament cu echipa de tineret și m-am întors la echipa de juniori republicani, atunci când au anunțat lotul care este convocat pentru pregătirea de iarnă de la Bușteni, eram și eu printre ei. A fost. Și numai atunci au aflat părinții asta mei. Asta voiam să întreb. A fost, da, acela momentul în care părinții dumneavoastră atunci au aflat? Atunci au aflat părinții mei, da, și deja era cam târziu, mergând într-un cantonament de pregătire cu echipa mare, unde jucau Balad, Ștefănescu, Beldeanu, Donose, Negrilă, Silviu Lung, Cârțu, Cămătaru, toți care erau. Era prea târziu pentru părinții mei ca să mă mai oprească. N-aveau. Și ce v-au spus în momentul în care ați venit acasă, presupun, și le-a spus mamă, tată, știți, trebuie să lipsesc o perioadă. Ce v-au zis? Presupun că s-au bucurat în felul lor pentru voi, nu? M-au încurajat, da. Chiar dacă mama era puțin mai temătoare, tata a fost un iubitor de sport de fiecare dată și m-a susținut permanent, am avut sprijinul lui. Și mama a înțeles că probabil ăsta trebuie să fie drumul meu în viață. A acceptat, poate puțin mai greu, dar așa fac părinții. Pentru copii renunță la... Dar pare mai ușor, domnule Săndoi, iată că un copil care vine să se afirme fotbalistic într-un asemenea oraș, modele, spuneați de niște nume uriașe pentru fotbalul românesc. Într-un oraș de genul ăsta, probabil că ascensiunea este mai grea, dar și mai frumoasă. În alte orașe unde fotbalul sau sportul nu are aceeași relevanță, pare mai greu pentru tine, copil fiind, nu, să vrei să copiezi idolii pe care îi vedeai în tribună, în oraș. Pare mai ușor așa, un culoar mai frumos, mai plăcut. Da, cum să vă zic, nu e ușor, pentru că vă spun din proprie experiență, și eu când am intrat pentru prima dată în vestiar cu niște monștri, îi consider eu, chiar dacă după aceea mi-au fost colegi de echipă. Și suntem prieteni, amici și în momentul de față. Dar i-am respectat foarte mult, mi-am dorit să fac parte, să fiu printre ei. Nu, asta spuneam, că vrei să ajungi acolo. Da, așa este. E foarte important să ai un țel și în cariera ta de sportiv. Atunci când începi să crești, vedeți... Pot să vă dau un exemplu cu Popovici acum la Not, de exemplu. Am vorbit cu foarte mulți prieteni de-ai mei, chiar am vorbit cu un antrenor de Not și îmi spunea că în ultima perioadă foarte multă lume a început să vină la Not. Probabil că așa s-a întâmplat și cu Simona Halep atunci când a început să obțină performanțe. Probabil că așa se va întâmpla, eu știu, și cu echipa de handbal Dinamo, să zicem, în momentul de față, pentru că au avut niște rezultate neașteptat de bune, aș putea să spun. Și e foarte important să ai niște idoli, să ai un țel, să-ți propui ceva în viață, și în sport, și în viața de zi cu zi, din punctul meu de vedere. Spuneți
cât de important era atenția pe care părinții dumneavoastră o acordau școlii și era normal. I-ați convins vreodată să vină pe stadion la un meci al dumneavoastră, indiferent de categorie, că erau juniori, tineret sau chiar la echipa mare, au venit dânsii vreodată să vă vadă? Îmi vine în minte acum, o să vă povestesc și o să râdeți. Eu am fost singur la părinți și părinții mei m-au iubit așa, ceva de domeniul fantasticului. Erau în stare să facă orice pentru mine. Și probabil că tata, atunci când începusem să joc, probabil că i-a zis mamei mele să o ia și pe ea într-o zi la meci. Și mi-aduc aminte, chiar îmi vine să râd, la pauza meciului, știți pe unde era la stadionul vechi din Craiova tunelul, pentru că era prin colțul terenului de fotbal și era foarte lung tunelul. Iar la pauză, când am ieșit de pe teren, am văzut-o pe mama la gardul ăla, pe unde se intra în tunel, și venise cu niște struguri să-mi aducă niște struguri. Vitamine. Să aveți energie. Niciodată. Da, nu o să uit niciodată. Nu se pricepea la sport, n-avea nicio, mama n-a avut nicio legătură cu sportul, dar probabil băiatul ei trebuia să aibă tot la dispoziție. Nu s-a gândit că nu era momentul potrivit. Dragă Adea, cred că avea la fel de multe emoții, poate mai multe ca și decât dumneavoastră în momentul sunt în care ieșeați pe teren. Sunt convins că mai multe decât mine. Da. Cum ați avut sentimentul pentru prima dată când ați debutat la echipa mare a Universității Craiova? Pentru că pentru orice fotbalist care își dorește să aibă o carieră din ce în ce mai frumoasă, prima partidă de obicei nu se uită niciodată. Da, a fost un meci cu FC Argeș. Chiar am câștigat 2-0. Eu mă întorceam de la lotul național de juniori, de la Luceafăru, cum se numea atunci, unde am fost coleg de echipă, eu știu, cu Gică Hagi, cu Mateuț, cu Mihali, cu Iașco, mai mulți jucători care au jucat în prima ligă. Și da, am intrat cred că 20 de minute la un meci cu FC Argeș, în perioada respectivă din atacant, cum jucasem la juniori, începusem să joc mijlocaș lateral, mijlocaș central, am avut o evoluție bună, după aceea pot să vă mai povestesc. Sigur că da. Avem timp. Mi-aduc aminte. Deci a fost meciul cu FC Argeș, cred că au mai fost încă două meciuri. Eu luasem la facultatea de mecanică din Craiova și în mod normal trebuia să mă duc în armată, să mă... Cum să rolez. Așa, da. Și trebuia să fiu prezent. Dar au vorbit cei din conducerea clubului și nu m-am prezentat. Cred că pe undeva pe la Caransebeș, acolo făcea facultatea. Aproape. Da, da. Și... a venit un meci cu Steaua. Ne conducea 1-0 la pauză. Eu eram rezervă pentru că eram tânăr și de cât atunci începusem să joc. Și cred că am intrat prin minutul 60. Am intrat și am schimbat puțin cursul jocului. Fără lipsă de... să nu mă considerați lipsii de modestie. Dar s-a schimbat puțin cursul jocului și am întors rezultatul. Mi-aduc aminte, era Iordache în poartă. Era echipa de aur pe care o avea Steaua. Am avut și o ocazie de gol, mă rog, am câștigat până la urmă, 2-1. Și probabil că văzându-mă un jucător tânăr, cum era Steaua și Dinamo atunci, încercau să racoleze de peste tot cei mai buni jucători, s-au interesat de mine și au aflat că eu ar fi trebuit să fiu în armată în perioada respectivă, deci în niciun caz să joc contra lor. Și atunci m-au chemat la Caransebeș, la unitatea militară, iar de acolo m-au mutat la Cluj, pentru că mi se pare că era împărțită țara în patru zone. Eu din armata a treia, să zicem, de la Craiova, m-au mutat în armata a patra, care era la Cluj, care avea sediu la Cluj, pentru că de la Caransebeș, fiind tot armata a treia, puteau generalul Roșu, care era atunci, putea să mă mute oricând în Craiova. Și atunci, numai cu ordinul ministrului puteai să te muți dintr-un număr de armată la alt număr.
Și cred că la CFR Cluj, cred că am stat vreo două săptămâni, ieșeam la antrenament. E adevărat, CFR-ul era în Liga 2 atunci. Plecam din unitate la antrenament, îmi făceam programul și mă întorceam seara. Iar până la urmă, cred că domnul Ștefan Andrei, pentru că dânsul a fost așa, a protejat echipa Craiovei în vremurile bune, cred că dânsul a vorbit, a intervenit pe undeva și m-au întors în armată în Craiova și am putut să mă prezint iarăși la antrenamentul. Chemarea atacului, domnule Sândoi, într-o primă fază, probabil că orice copil care vrea să facă fotbal sau sport în general, chemarea atacului. Cine a fost omul determinant care v-a retras acolo unde ați rămas, definitiv, un nume atât de important în fotbalul românesc, fundaș central? Să știți că Nemircea Rădulescu m-a pus pentru prima dată să joc fundaș central. De fapt, și la dânsul am jucat mijlocaș lateral, pentru că acolo am prins loc. Atunci era unde prinzi acolo. Era foarte greu, unde găseai nu ziceai că nu mă pricep la postul. Jucai orice, nu contează, într-o astfel de echipă. Și după aceea, cred că a plecat... De fapt, eu am jucat și cu Costică Ștefănescu, dar... Tirihoi avusese unele probleme de sănătate, care și el era un fundaș central de bază la Craiova și a jucat atâția ani. Și Nemircea Rădulescu m-a retras fundaș central și am cam rămas fundaș central. Am mai jucat o perioadă mijlocaș central, dar foarte puțin timp. Dar cum ați reacționat, domnul Sândoi, când ați luat primul salariu ca fotbalist la Universitatea Craiova? Vă mai aduceți aminte care era nivelul acela comparativ cu cât câștiga un om normal? Cum era pentru dumneavoastră un tânăr foarte talentat, care ușor-ușor devenea din ce în ce mai cunoscut, să se ducă și să încaseze primul salariu ca fotbalist profesionist la Craiova? Prima dată să știți că încasam niște indemnizații de efort. Deci ca un supliment de masă, o chestie de genul ăsta era la vremea respectivă. Nu mai știu dacă era 2 milioane, să zic, salariu sau, da, să zicem 2 milioane, cred că indemnizația aia pe care o primeam era undeva la 400 de mii sau 600 de mii, ceva de genul ăsta. Iar după aceea, să știți că primul salariu l-am luat ca angajat pe undeva la o întrepriză de construcții, montaj, pentru că așa se proceda atunci. Deci nu era o profesie. Nici acum fotbalist nu e în profesie, nu e în codul. Dar nu e trecut în codul muncii. Deci tot, na. Nu, așa era pe vremea aia. De exemplu, unii erau la Electroputere, de exemplu, angajați. Da, da, fiecare jucător era angajat undeva și cu siguranță, domnule Sândoi, aceste posturi erau bine găsite de cei care conduc clubul, pentru că erau și bine plătite. Adică nu te ducea undeva unde remunerația era una modestă, te băga bine acolo. Da, erai fotbalist este. Important așa la este. Universitate. Așa este, da, recunosc. Da, da. Nu, atunci erau foarte mulți directori de la societăți puternice din Craiova, de la trusturi care erau și în Consiliul de Administrație al echipei, cu Universitatea din Craiova, iar la fel. Și mi-aduc aminte că noi eram împărțiți, pentru că așa se întâmpla și cu voleibaliștii, și cu handbaliștii, toți eram împărțiți și angajați prin anumite locuri. Și bineînțeles că mai luam această indemnizație care se dădeau niște prime la jocurile pe care le jucam. Nu era rău. Nu, l-aș mânia pe Dumnezeu, da. Deci se câștiga bine și în perioada respectivă, adică mult peste medie. Legat de această primă perioadă pe care ați avut-o la Universitatea Craiova, de mai bine de 10 ani întâi, care ar fi cea mai dragă amintire pe care o aveți? Trebuia să mă puneți în temă, că ați văzut, poate am venit nepregătit, trebuie așa să fiu spontan, trebuie să fiu rapid. Și sunt convinsă că sunteți, sunt convinsă. Deci care a fost cea mai dragă amintire pe care o aveți din acea perioadă la Universitatea Craiova? Poate câștigarea Cupei României sau un eveniment mai hazliu? Bun, așa, să știți că bucuriile pe care le trăiești în fotbal, poate și datorită faptului că le trăiești în grup, le trăiești în colectiv, sunt fantastice și de neuitat. Deci nu poți să le uiți toată viața.
Așa, ca performanțe, bine, aș putea să spun, în momentul în care am câștigat eventul, să câștigi și cupa și campionatul, da, este un moment deosebit, eu cred, în cariera oricărui fotbalist. În rest, am mai câștigat și cu echipa de tineret, am ieșit campioni ai României și sunt foarte multe meciuri și la echipa de club și la echipa națională pe care le am întipărite în minte sau flash-uri din jocurile respective sau din bucuriile pe care le-am trăit împreună. Nu, ați așa, păstrat ca să zic, tricouri? O chestie, sau? O chestie hazlie, pentru că mi-a zis. Cred că atunci s-a întâmplat, când am câștigat eventul sau cu un an înainte, când câștigasem cupa, vă dați seama că sunt petreceri, ne-am întors cu cupa de pe la București, mergeam cu cupa pe mașină, câte 10 în mașină, am făcut petrecerea a doua zi, cupa am plimbat-o de la unii la alții, avea și un capac. Cupa României era destul de mare și cu că am pierdut capacul, cupa ne-a căzut pe jos la momentele de bucurie care erau atunci. Vă dați seama că nu prea mai eram așa de stricți în tot ceea ce facem. Adică... A fost sărbătoare din toate punctele de vedere. Da, frâu liber sentimentelor sau trăirilor pe care le aveam în momentele respective. Da, vorbeați, domnule Săndoi, de monștrii sacri al fotbalului românesc. Ce trebuia să ai tu ca tânăr jucător să te accepte în grup acești oameni memorabili pentru fotbalul românesc? Tu, un tânăr aspirant la gloria fotbalistică, cum reușeai să intri în grațiile lor? Că bănuiesc că nu era deloc ușor. Să știți, eu chiar am avut, poate am fost privilegiat așa într-un fel, pentru că nu am intrat niciodată în discuții cu vreun jucător, nici ei nu m-au apostrofat, au încercat de fiecare dată să mă încurajeze. Eu știu, poate și datorită faptului că au văzut în mine un viitor fotbalist ok, nu știu dacă... foarte mare, dar un fotbalist bun. Util acolo. Util, da. Pentru că mi-aduc aminte, vă dați seama, aveam 18 ani și, de exemplu, juca și Balagi, v-am zis, și Crișan în echipa respectivă, iar loviturile libere de pe partea dreaptă în direcția noastră de atac le bătea Irimescu, să zicem. Din momentul în care eu am început să joc la echipa mare și s-au convins că pot să bat foarte bine lovituri libere, m-au pus ei să le bat. Deci pentru mine era o cinste și o onoare ca jucători de prim rang în campionatul nostru și care făceau furori și s-au făcuseră furori și în cupele europene, să mă invite pe mine sau să mă oblige să bat eu loviturile libere care erau pe piciorul drept. Era poate și o recunoaștere din partea lor a unor calități pe care le aveam și eu. Și un vot de încredere, respectiv, probabil, pe care vi-l dădeau. Exact, ăsta e cuvântul potrivit. Ați găsit exact cuvântul potrivit. Și nu ați dezamăgit, pentru că deși erați fundaș central, vă plăcea foarte mult golul. Cum era să fiți golghetul echipei într-o echipă plină de jucători tehnici, jucătorii de fantezie și dumneavoastră, pe poziția pe care jucați, marcați extrem de, extrem de des. Așa este, da. Chiar m-a sunat cineva din străinătate și mi-a făcut un articol, se întâmplă, a trecut o perioadă de atunci, în care într-un top al fundașilor marcatori, cred că în campionatul respectiv eu și Dan Petrescu am avut 13 goluri și nu s-a mai întâmplat asta din 90 sau din 91 ca un fundaș să aibă 13 goluri în campionat, cu singura deosebire că Dan avea vreo 6, cred, sau 5 sau 6 din 11 metri. Eu n-am avut niciunul. Da. N-am avut niciunul din 11 metri. Da, mă mândresc și chiar am dat niște goluri frumoase, unele dintre ele superbe. Și importante, domnul Săndoi. Da, da, da. Contează și acest lucru. Dacă avansăm un pic în timp, vreau să vorbim și despre perioada în care ați plecat în Franța, la Angers. Cum a fost pentru dumneavoastră această schimbare? Știți că atunci când m-am accidentat în Cupa României, trebuia să plec la Olympique Lyon.
am vrut să plec neapărat în Franța, pentru că am zis, domne, am ratat odată o ocazie, poate că, nu știu, poate că a fost un semn și până la urmă îmi doresc tot în Franța să joc, pentru că am mai avut oferte și din alte campionate și de la echipe mai bune. Am vrut să fie o experiență, chiar dacă eram pe final de carieră. Și ca să fiu sincer, de asta nici n-am vrut să rămân mai mult, pentru că mai aveam contract în continuare, dar poate că m-am gândit puțin și la viitorul meu din momentul în care o să pun ghetele în cui. Pentru că în Franța nu știu ce posibilitate aș fi avut să rămân în cadrul unui club sau să antrenez undeva. Posibilitățile erau mult mai mici. Dar nu era o certă perspectivă de viitor în ceea ce privea cariera. Și ca să fiu sincer, de asta am preferat să mă întorc în România, unde reușisem și până atunci să fac ceva sau numele meu să fie cunoscut în fotbal. Și m-am gândit că renunț la niște avantaje financiare pe care puteam să le am pe o perioadă scurtă, da? Pentru, nu neapărat niște avantaje, pentru, n-aș putea să le spun avantaje, pentru că îmi place ceea ce am făcut și ceea ce fac în continuare. Dar așa am gândit atunci și nu cred că am gândit prost. Și cum a fost ca experiență pentru dumneavoastră? În primul rând, mutarea și cu totul, cultura și felul în care v-au primit cei din Franța. Nu, am fost foarte, foarte apropiat și oamenii din conducere au fost foarte, foarte ok cu mine. Mi-aduc aminte, atunci se născuse decât fetița mea, pentru că am o fetiță și un băiat. Nu mai este fetiță, este căsătorită acum, dar are 29 de ani, fiul meu are 25, am și un nepoțel pe care l-am de la fiul meu, de la cel mic l-am. Da. Atunci decât cu fiemea am fost plecat și mi-aduc aminte că erau îndrăgostiți toți de fiemea, stăteau tot timpul cu ea, colegii mei de echipă, chiar și din conducere, pentru că mai ieșeam la masă din când în când, foarte atenți la adaptarea pe care încearcă să o rezolve mult mai repede pentru un jucător străin. Deci din punctul ăsta de vedere, toți au fost preocupați și sunt convins că fuseseră niște discuții în club, probabil și cu jucătorii, adică să mă integreze foarte rapid și să fie foarte, foarte atenți la comunicarea pe care o au cu mine, pentru că știți, de fiecare dată în fotbal și noi vorbim în campionatul nostru, domne, e un jucător străin, că poate nu s-a adaptat, că îi trebuie mai mult timp. Vedeți, în străinătate se gândesc și la aspectele astea care inițial nu sunt atât de însemnate, dar care în timp contează foarte, foarte mult. Atârnă foarte greu pentru liniștea psihică și pentru tot ce înseamnă ca și personalitatea jucătorului să aibă și familia alături, pentru că v-ați mutat cu toții și a fost o șansă. Sunt foarte atenți la aspectele astea. Vedeți, un lucru care poate nici eu nu l-am făcut, antrenor fiind, pentru că și eu am mai avut străini la echipele de club, și poate n-am fost atent la detaliile astea. E foarte bine că m-ați întrebat. Nu știu, dacă o să mai fie cazul în continuare, promit că n-o să uit. Da, pe de altă parte, domnule Săndoi, o carieră importantă de jucător nu poate fi catalogată de succes dacă nu prinzi echipa națională, nu? Și de ce nu un transfer în străinătate? Pentru că asta completează. Te numești jucător important, rămâne acolo, în CV-ul tău, în memoria iubitorilor de fotbal, toate aceste realizări, nu? Da, da, așa este. Și, eu știu, parcă te întregesc și pe tine, și ca sportiv, și ca om. Da. Și ai altă recunoaștere, probabil, după aceea, nu? În ochii iubitorilor de sport, de fotbal, când ai îmbrăcat și tricoul echipei naționale. Altfel ești privit, nu? Pe stradă, în comunitate, în societate. Așa este. Din punctul meu de vedere, să știți, eu am trecut pe la toate loturile de junior, de tineret, olimpic, primă reprezentativă și sunt momente speciale. Sau erau și trebuie să fie în continuare momente speciale astea. Pentru că dacă așa poți la o echipă de club, poate câteodată și conjunctural ajung unii jucători care nu confirmă după aceea și se duc la un nivel mai jos,
dar cred că totuși ca să ajungi să joci la o echipă națională, indiferent că este de junior, de tineret sau primă reprezentativă, trebuie să fie o mândrie pentru oricine, dar e adevărat și o mare responsabilitate. Mai am o curiozitate, domnul Săndoi, și vă întorc puțin în timp către 1993, pentru că ați făcut trimitere la finala cu Brăila, pe care ați câștigat-o în postura de capitan de echipă, și de acel moment nefast pentru dumneavoastră, când ați avut acea accidentare în care ați dovedit nu că sunteți un mare sportiv și că ați fost, ci că sunteți un mare om. Pentru că în momentul în care ați fost accidentat, federația a luat decizia ca jucătorul respectiv să fie suspendat atât timp cât dumneavoastră vă recuperați. De ce ați intervenit și ați spus că nu doriți să se facă acest lucru și ca jucătorul respectiv să continue să joace, chiar dacă dumneavoastră cu acea accidentare ați ratat campionatul mondial din America? Păi cred că din două motive. Pentru că aș fi putut să-i fac rău unui coleg de-al meu, unui coleg de branșă, de breazlă. Iar pe mine nu m-a ajutat să-mi revin mai repede. Dar ați fost conștient atunci că a făcut-o cu răutate sau n-a avut intenție? Pentru că se mai întâmplă ca în fotbalul românesc să vedem unele intrări care se văd din avion că se duc acei jucători strict să facă rău la momentul respectiv. A fost o intrare urâtă, dar cred că nici el nu s-a gândit că se poate întâmpla așa ceva. Deci nu, chiar dacă vrei să se întâmple așa, și nu cred că reușești. A fost și vina mea atunci. Poate și eu, într-o euforie, având un contract, un precontract semnat cu un club mare, o rețetă financiară foarte bună și pentru clubul la care activam eu, pentru Craiova, și pentru mine foarte bună, poate foarte euforic, pentru că jucasem, era ultimul meci al sezonului, jucasem foarte bine, îmi doream să dau gol, iar la fel am avut câteva șuturi de la distanță pe care mi-aduc aminte, mi le-a scos portarul de pe lângă bară, deci am fost la un pas și, ca să fiu sincer, lovitura respectivă nu trebuia să o bat eu. Nici n-am calculat foarte bine că distanța era mult mai mică zidul decât mai cea care, de mine, da, era zidul mai aproape. O conjunctură. Dar până la urmă, vă spun, de asta în viață trecem și prin momente mai grele pe care trebuie să știm sau să încercăm să le depășim, și trebuie să le depășim. Nu poate să fie totul la via în roz. Nu? Trebuie să Corect. Mai apară și momente ca să gustăm după aceea bucuriile cum trebuie. Așa nu? Este. Și a fost probabil și un examen și de maturitate pentru jucătorul Emil Săndoi de la momentul Cred respectiv. Că da. Cred că da. Colegul meu Ionel a amintit de perioada în care ați activat și la echipa națională. Vă aduceți aminte de un meci care v-a creat o emoție specială sau care a reprezentat ceva major pentru dumneavoastră la echipa națională? Da, sunt mai multe partide și partidele în care întâlnești nume mari în echipa adversă. Sunt mai încărcate emoțional acelea când întâlniți pe cineva pe care poate admirați dintr-o țară la care vă uitați cu multă mândrie? Da, nu știu, așa ca să vă dau un exemplu, eu știu, am jucat împotriva Mexicului, cred că am jucat două meciuri, unul la București, am câștigat 2-0, și am jucat și în Mexic, cred că la Monterrey am jucat sau nu mai știu. Era Hugo Sanchez, era un atacant care activa la Real Madrid la vremea respectivă, un jucător de super top. Și mi-aduc aminte de plăcere, cu plăcere, de duelurile pe care le aveam cu el sau și alți jucători, sau Romario, iar la fel, sau Protasov, sau am spus numai atacanți pentru că intra mai mult în contact cu ei în perioada respectivă. Păi aici venea următoarea întrebare a mea, domnule Săndoi. Într-o carieră atât de importantă, echipă de club, confruntări europene, echipă națională, un fundaș, cum se face remarcat? Pentru că știm cu toții, unii mai dădeau un cot atacantului din prima, măi, vezi că eu sunt șef astăzi. Altul, probabil ca noastră, prin tehnică, prin eleganță, prin săritura la cap. Cum te făceai respectat de adversarul direct, niște nume atât de importante în fotbalul european, nu, și mondial,
Tu ca fundaș central, mai puțin cunoscut evident decât ei. Da, să știți că eu am luat puține cartonașe galbene, nici nu mai știu, cred că am avut un campionat întreg în care n-am luat niciun cartonaș. Ca fundaș central, pare ireal. Nu, mi-am respectat adversarii și cred că atunci când simt că îi respecti și că joci corect împotriva lor, cred că le e mai greu și lor să trișeze. Așa cred, sau așa era atunci. Nu știu, poate s-au schimbat lucrurile. Deci așa vă impuneți în fața pentru adversarilor. Pentru că acum ați văzut simulările, a mai intrat varul și numai, dar înainte cu atâtea simulări. Dar nu, am încercat să-mi joc cartea mea cât se poate de corect de fiecare dată. Dar m-ați întrebat aici de atacanți, vreți să vă spun care a fost cel mai incomod atacant? Evident. Pe care l-am întâlnit eu în cariera mea de fotbalist. Din România. Să ne spuneți unul și apoi unul internațional, pentru că și păi din România... Păi și din România și internațional e același. A, nu ghicim. Cămătar. Mă gândeam. La antrenamente. Sau când a jucat la... Am a jucat și împotriva lui, că el plecase la Dinamo și eu. Deci vă spun, cel mai bun atacant dintre toți împotriva cărora am jucat. Ce avea Rodion Cămătar în plus față de alții? Dom'le, avea și viteză de deplasare, și forță, și detentă, și forță în șut. Prea multe. Aoleu, deci de departe, cel mai, din punctul meu de vedere, credeți-mă, cred că a fost cel mai bun atacant din lume, în perioada în care am jucat eu. Nu cred că mi-a pus nimeni atâtea probleme câte îmi punea el în meciurile directe. Bine că n-am jucat foarte multe împotriva lui. Noastră făceați parte dintr-o generație care, într-adevăr, atunci când vă întâlneați, erau niște dueluri cu scântei, dar apoi totul se termina după cele 90 plus minute și mergeați împreună chiar și cu adversarii la o masă, la un pahar. Așa, era o altă, un alt stil de a trata fotbalul pe vremea respectivă. Chiar dacă calitatea fotbalului era mult mai bună decât este în prezent. Dar în momentul în care se termina meciurile, cum reușeați să răsați totul la o parte și să mergeți toți să mâncați împreună? Păi, vă dau un exemplu. La echipa națională eu am fost într-o perioadă în care Steaua și Dinamo dominau ca număr convocările la... Și vă dați seama că jucam împotriva lor și când am câștigat cupa și campionatul. La Steaua erau Ilie Dumitrescu, Dan Petrescu și după aceea ne întâlneam la echipa națională. Eram cei mai buni prieteni după aceea. Da, deci vă spun, nu, în teren, da, sunt tensiuni, sunt orgolii, sunt rezultate în joc, adică faci tot ceea ce depinde de tine. Iar după aceea eram prieteni, ieșeam exact cum spunea, ieșeam împreună în oraș sau atunci când ne convoca la echipa națională, poate ne dădea o seară liberă, să zicem, dacă aveam o perioadă mai mare. Ieșeam împreună la restaurant sau cu băieții de la Dinamo, eu de exemplu cu Gică Mihali. Eram foarte bun prieten și eram concurenți amândoi pe același post. Dar ieșeam împreună, cred că am și stat împreună în cameră amândoi când eram convocați. Deci una e competiția sportivă și alta... Viața personală și prietenile care se creează. Natural, cred, cumva. Da. Cum a fost perioada în care ați venit înapoi din Franța și ați fost la FC Argeș, spun corect, pentru o perioadă de 2 ani? Mai era un pic până să vină momentul în care, cum ați spus, să puneți ghetele în cui. Cum a fost această schimbare? De unde a venit? Să știți, cred că un an jumate am stat la FC Argeș. Da, cred că un an jumate, nu 2 ani întregi. La FC Argeș era... Neafa Necioacă, tot așa Dumnezeu să-l odihnească ce repede trec anii, care fusese preparator fizic cu Sorin Cârțu la Craiova și îmi fusese și mie antrenor. Și acum era la FC Argeș cu Neanelu Moldovan. Îmi cer scuze că le spun așa, dar mi-e greu acum să vă zic cu domnul Ion Moldovan. Da. Și... Aoleu, cred că m-au sunat vreo 3 luni de zile, m-au sunat în continuu și mi-au spus și de ce, că au nevoie la FC Argeș, că au o echipă bună, că au jucători buni,
Dar le trebuie un jucător reprezentativ, un jucător care să fi jucat și la echipa națională pentru a încerca să creeze un grup și mai puternic acolo. Și mi-a dat de înțeles că jucătorul pe care vor să-l aducă sunt eu și datorită comportamentului pe care l-am atât în teren, în antrenamente, cât și în afara terenului. Și cred că vreo trei luni, ca să fiu sincer, Neafane m-a convins să mă întorc, că poate cine știe, cu atâtea telefoane și cu atâtea insistențe, da, și m-am întors la FC Argeș și chiar am avut o perioadă foarte bună. Aminte, am fost și pe primul loc, vreo 7 meciuri, am câștigat cu toate echipele puternice din campionat, cu Craiova, Steaua, Dinamo, Rapid. Iar după perioada bună pe care am avut-o, chiar am avut un colectiv de jucători bun acolo, în iarnă m-am întors la Craiova, dar așa ca o curiozitate, deci am jucat în toamnă, jucam la FC Argeș și am jucat la Craiova în campionat. Cred că am condus 2-0 și am câștigat 2-1, iar după aceea, în iarnă, m-am transferat la Craiova și am picat în cupă cu FC Argeș, în semifinalele cupei. Și acum jucam la Craiova împotriva celor de la FC Argeș și am câștigat cu Craiova în semifinale, pentru că am mers în finala cupei, am câștigat 1-0. Pe undeva m-am bucurat, vă dați seama, eu fiind craiovean, jucând atâta timp la Craiova, joc cu FC Argeș la Craiova și câștig. Și eu cu o evoluție foarte bună. Și dacă mi-aduc aminte, chiar am stabilit împreună cu antrenorul de atunci de la FC Argeș că m-a întrebat de jucători și le-am spus, au jucători foarte talentați, dar sunt tineri și sunt expuși greșelii de fiecare dată și chiar pe chestiile astea am profitat. Iar după aceea m-am întors la Craiova în iarnă. Și când în semifinale FC Argeș, cred că erau sensibil legale echipele, dar iar la fel a fost o bucurie foarte mare. Iar e un moment, mi-a adus aminte de un moment, de exemplu când joci la altă echipă și publicul îți recunoaște de la echipa de dinainte meritele pe care le-ai avut, pentru că în ambele cele două jocuri pe care le-am avut în toamnă și în primăvară, deci de campionat și cupă, jucând la echipe diferite, ambele galerii mi-au scandat numele atât înainte de meci, în timpul meciului și după meci. Și asta, iar la fel, este o mulțumire pe care vă spun sincer că nu pot să o uiți niciodată. Dar pe de altă parte, domnule Săndoi, o carieră importantă. Nu v-ați temut de atacanții adverși, mulți dintre ei cu nume. Ați avut ceva contre cu fanii universității, pentru că știm, la Craiova, nu? Publicul era pretențios, era prietenos, dar intra și pe partea cealaltă dacă lucrurile nu mergeau. Ați avut ceva contre de-a lungul carierei cu fanii universității? Nu cred, nu. Nu. Nu am avut. Că au mai fost și jucători care au mai intrat în colimatorul fanilor, nu? Da, dar nu am avut. Cum gestionați relația cu fanii dumneavoastră, de exemplu? Cred că i-am respectat de fiecare dată și atunci când respecti, e normal să ai pretenția să fii și tu respectat. Deci, din punctul ăsta de vedere, poate și datorită faptului că am fost un jucător care m-am impus în teren. Pot să spun că și în vestiar cuvântul meu avea o anumită greutate. Cred că eram, cum și sunt de altfel, cred că sunt o persoană echilibrată. Cred că nu știu exact, putea să vă spun. Dar n-au fost probleme cu fanii universității? Nu am care avut. Erau pretențioși? Nu am avut probleme. Așa, probleme fiecare antrenor mai are peste tot. Vă dați seama că și eu am antrenat în trei rânduri la Craiova și nu e ușor. Ziceam ca jucător. Nu ca e jucător. Ușor să antrenez. Ca jucător, da. Ca jucător, nu. Nu am avut probleme niciodată. Sau nu cred că am fost apostrofat, chiar dacă am mai greșit. Pentru că probabil și ei au simțit că de fiecare dată încerc să fac tot ceea ce depinde de mine. Că mai greșim, am greșit, bineînțeles, și eu la multe goluri, am mai luat și goluri din cauza mea, dar per ansamblu așa, cred că mi-am făcut datoria. Nu? Faceți parte dintr-o galerie
selectă și extrem de restrânsă a sportivilor care au fost decorați cu meritul sportiv. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această distinție pe care ați primit-o de la Departamentul Prezidențial? Da, atunci când ești chemat, da, în grup, cu echipa, la președintele țării, mă rog, într-o atmosferă de gală, pentru că așa se mai întâmplase, eu știu, chiar și după finale de Cupa României, mi-aduc aminte, am pierdut odată o finală cu Rapid, cred, da, cu Rapid 1-0, cred că Nemicea Lucescu era antrenor, da, și mi-aduc aminte că în perioada respectivă a fost și președintele Emil Constantinescu, a fost la meci, și mi-aduc aminte că eram capitan de echipă și, mă rog, a strâns mâna și celor care pierduseră, da, și sunt momente pe care nu le uiți. Sau atunci când am fost chemați la președinție și mi s-a înmânat medalia, adică totuși că ești medaliat de un club, e ceva. În urma câștigării unei competiții reprezintă altceva și cu atât mai mult, cred, în momentul în care e în mod oficial, la nivel național. Da, la nivel național. Așa este. A fost și momente, Emil, să îndoi, repet, într-o carieră cu repere atât de importante și ceva regrete, totuși, lăsate în urmă la capătul carierei de jucător? O groază! Există vreun meci pe care ați vrea să-l mai jucați odată, domnul Sandoi? Aoleu, multe, foarte multe! Foarte multe! Am greșit, v-am zis. Și eu am greșit. E normal. Atunci postul era pretențios. Da, postul era pretențios. Era pretențios pentru că se cunoștea. La portar se cunoștea mai repede decât la fundașul central, dar și la fundaș imediat se cunoștea. Da, există de fiecare dată regrete și e normal să fie așa în viață, dar nu poți să mai dai timpul înapoi și până la urmă e un sport, trebuie să și privim așa, nu e o chestie de viață și de moarte. Poate noi românii suntem tentați în unele situații să, domne, stai puțin, până la urmă ați văzut, parcă sunt și răutățile din ultima perioadă și criticile, parcă au fost duse așa la extrem în unele momente și nu cred că este o chestie de viață și de moarte, cum s-a întâmplat atunci cu Escobar, cu Columbia sau la turneul final. Când l-au... Da. Pentru acel autogol. Da, pentru acel autogol. Deci nu, cred că este o competiție sportivă în care se poate și greși, se poate și juca bine. Păi e un sport, trebuie să-l privim ca atare până la urmă. Ați luat cu sufletul un suntem păcat. Suntem prea pătimași câteodată. Asta așa este și poate câteodată este și bine, că altfel n-am ajunge la anumite performanțe dacă nu am fi pătimași. Ați luat cu sufletul un păcat decizia de a pune ghetele în cui? A fost o conjunctură atunci, pentru că am fost instalat antrenor principal. Dacă nu eram instalat antrenor principal, cred că aș mai fi putut să joc un an sau doi. Cred că m-a și avantajat puțin, mi-aduc aminte, Alessanco a fost antrenor la Craiova, pentru că înainte se juca cu fundaș central și cu libero, iar Alessanco, în momentul în care a venit, ne-a pus și am jucat doi fundași centrali în linie. Și mi-era mult mai ușor, pentru că e vorba și de să anticipeze anumite faze, de o anumită poziție pe care o ai în teren, lucru pe care și eu încerc de când sunt antrenor să-l transmit jucătorilor mei. Și ca să fiu sincer, din punctul ăsta de vedere, cred că am făcut-o destul de bine, pentru că așa echipele pe care le-am antrenat, să știți că au avut o serie de, nu știu, 13, 15, 17, 19 meciuri fără înfrângere. Adică au avut o anumită organizare. Și am sărit de la una la alta, dar revin la întrebarea pe care mi-a spus-o. M-a ajutat foarte mult că am jucat în linie în perioada respectivă, pentru că eu cred că și el a apreciat la mine că citeam destul de bine jocul și dintr-o anumită poziționare, dintr-o poziție, pot să anulez niște avantaje pe care poate să le aibă adversarul. Și de asta cred că aș mai fi putut să joc vreo 2 ani, sigur, până pe la 37, pentru că eu la 35 m-am lăsat.
Dar, v-am zis, fiind instalat antrenor, n-am vrut să amestec lucrurile prea mult și... Așa a fost să fie. Așa a fost să fie. Domnule Săndoi, vă mulțumesc tare mult pentru prezență în această seară și vă rog să-mi promiteți că veniți să vorbim și despre poveștile din viața de antrenor, pentru că astăzi, din păcate, timpul a ajuns la final. Vin cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumim tare mult. Îmi pare tare, tare rău să spun că timpul a ajuns la final astăzi, dar în continuare o seară frumoasă și rămâneți cu Metropola TV.